Rolul Partidului Național Liberal în această guvernare este acela de a duce mai departe reformele pe care le-am început. Avem reformele din PNR la care ținem foarte mult. Eu voi fi primul care, în momentul în care voi vedea că acest mers sau implementarea acestor reforme este afectată de această coaliție, de această guvernare, voi merge în Partidul Național Liberal și vom avea o discuție și vom vedea dacă este momentul să mergem mai departe sau nu. Nu punem în pericol ceea ce am început. Eu nu am văzut declarațiile domnului Câțu, așa că nu le comentez. A spus domnul Câțu că PNRR este linie roșie. Este o linie roșie pentru că dumneavoastră a spus că acesta poate fi modificat și optimizat. El spune totuși că nu poate fi nici optimizat, nici schimbat în niciun fel. Înseamnă totuși că cei de la Comisia Europeană greșesc și domnul Câțu are dreptate. Domnul Câțu spunea că ar putea să scoată PSD, sugera că ar putea să scoată PSD de la guvernare dacă nu vor fi respectate reformele din PNRR, așa cum au fost ele angajate. Eu urez succes domnului Câțu. Bună seara! Săptămâna de miere dintre PNL și PSD s-a cam încheiat, iar primele conflicte au început deja. Florin Câțu anunță că alianța cu PSD se poate încheia dacă partenerii de coaliție trec linia roșie, adică pun în pericol reformele din PNRR sau dezechilibrează bugetul pe anul viitor cu măsuri sociale exagerate. În replică, Marcel Ciolacu îi urează succes președintelui PNL în încercarea de a scoate PSD de la guvernare. În paralel, ministrul de finanțe de la PSD a trimis auditul să verifice cum a cheltuit Florin Câțu banii din împrumuturi și a și dat verdictul: risipă. Cât va dura această coaliție în condițiile în care urmează săptămâni de foc cu alcătuirea bugetului pe anul viitor și fiecare partid are propria agendă. PNL nu vrea măriri de taxe și nici renegocierea PNRR, în timp ce PSD vrea măsuri sociale și optimizări la PNRR ca să poată da pensii speciale. Cele pentru aleșii locali intră în vigoare chiar de la 1 ianuarie, iar efortul bugetar este uriaș. O să discutăm soarta acestei coaliții care a făcut fix o săptămână de existență. Îi salut pe invitații mei, Dan Bucura, realizator selectiv B1. Bună seara, Dan. Bună Andrei seara. Țăranu, politolog. Bună seara, domnule profesor. Și Cristian Diaconescu, președinte PMP. Bună seara, bine ați venit. Deci, ce se întâmplă cu această coaliție de guvernare? Dan Bucura, și începe cu tine. Cam cât mai rezistă? O săptămână, două? Pe 24 decembrie ar trebui să fie gata bugetul. Deci urmează, vă spuneam, săptămâni foarte grele. De ceartă, de scandal, de ce? Eu, să știi că sunt optimist în ceea ce privește rezistența acestei coaliții. Eu cred că va ține, va prinde ghiocei, poate și mai bine. Asta e previziunea mea, dacă vrei. Să nu punem acum un egal astăzi în paradigma pe care o avem între PNL, poporul penelist, și Florin Vasilică Câțu. Deci faptul că domnul Câțu iese așa războinic, arată pisici, face amenințări și așa mai departe, nu are nicio legătură cu, repet, poporul penelist, care se gândește serios la cum să-i tragă preșul de sub picioare domnului Câțu, mai degrabă decât cum să iasă de la guvernare și cum să reintre într-un război și intern, pentru că ați văzut ce lupte interne au fost până s-a aranjat coaliția asta, și cu adversarii politici. Dar dacă se supără domnul Ciolacu și zice vreți afară să plecăm, plecăm. Dacă se supără domnul Ciolacu, o să cheme la Cotroceni pe domnul Câțu sau pe cei care mai mărie pe aici pe acolo la coaliția asta cineva, da, știm cu toții cine, și o să-i smotocească de n-o să se vadă. Despre asta e vorba. Ce alternativă ar fi la cearta asta? Alegeri anticipate? Înțelegem, nu știu dacă e cazul. Alternativa suspendării președintelui României? Pentru că vorbește Câțu prostii pe la televizor, abia întors din Amsterdam, din vacanță? Haideți să fim realiști. Nu cred. Domnule profesor, ce autoritate ar avea Iohannis asupra celor de la PSD să-i cheme la raport? Niciuna. Și să știți că nici pe cei de la PNL nu o să-i cheme atât de ușor. După cum observați, domnul Câțu, în ciuda ceea ce declară, s-a alienat și s-a ostilizat foarte mult cu președintele Iohannis și inclusiv cu o bună parte din PNL-ul pe care pretinde domnia sa că îl conduce. Și asta pentru că în acest moment PNL-ul a rămas la guvernare exclusiv datorită domnului Iohannis și foarte puțin datorită domnului Câțu, în ciuda declarațiilor pe care le-a făcut.
Domnul Câțu rămăsese oricum fără alternative și această alternativă a primit-o în plic. Nu a avut niciun fel de soluție decât aceea de a accepta PSD-ul la guvernare. Și chiar dacă este un prim-ministru, puneți între ghilimele, de la PNL, totuși domnul Ciucă este recunoscut mai degrabă ca general, mai mult decât ca membru al Partidului Național Liberal, și autoritatea sa vine în interiorul guvernului mai mult de la această legitimitate militară decât de la legitimitatea politică. Astfel deci ziceți că ar asculta oamenii mai degrabă de domnul Ciucă decât de domnul Florin Câțu? Nu. Degeaba ar convoca partidul? Oamenii vor asculta de domnul Iohannis, pentru că asta este, să-i spunem, cultura politică, în special a celor de la Partidul Democrat Liberal actualmente în interiorul PNL-ului. Bună parte din PNL, dacă mai fi rămas ceva, nu cred că în acest moment se va duce în spatele domnului Câțu. Iar domnul Ciucă este interfața între Cotroceni și guvern. Bun, domnule Diaconescu, care e alternativa? Domnul Florin Câțu zice de debarasăm oricând de PSD pentru că avem alternativă. Care este acea alternativă? Că doar s-au certat cu cei de la USR. Doamnă, genul acesta de poziționare în fața camerelor doar pentru a câștiga puncte la tine în partid, înainte să mai întâmpla să vorbești la cameră, să câștigi puncte din societate. Acum vrei să câștigi prin ceea ce vorbești puncte la tine în partid. Începe să devină periculos de păguboasă. Haideți să observăm un lucru, pentru că n-a existat un guvern legitim, adică un ministru care să fie abilitat să semneze acolo pentru banii din PNRR. Noi de 3 luni n-am beneficiat de acești bani. Hai să nu uităm trecutul. În al doilea rând, văd că acum discutăm de Planul Național de Redresare și Reziliență. Țin minte că mi-a făcut o nouă... Chiar astăzi s-a dat ordonanța de urgență, că așa a cerut domnul Ciucă, militarește. Ordonanța de urgență, deci ai întâi banii, dar n-ai cadrul normativ de folosire a banilor? N-am avut să stai 10 zile în dezbatere publică. Care e explicația, domnule Diaconescu? Cum e posibil? Habar n-au. Deci, haideți să nu mai... Nu știau că trebuie să dea ordonanță de urgență. Sau deci, cum s-au trezit? Doamnă, să știți că într-o perioadă complicată cum este cea prin care trece România astăzi, și mă refer intern și internațional, prostia și hoția nu reprezintă scuze. Deci, repet, dacă ei aveau un guvern, nu știu cum, nu mă interesează nici cine le-a făcut, dacă aveau un guvern cu 3 luni, primeam, atenție, trebuie să primim 13%, deocamdată, deci vreo 30 și ceva miliarde, n-am primit decât jumătate din bani. Deci acești bani veneau cu 3 luni înainte. Deci cu 3 luni înainte puteai începe acel plan extraordinar de investiții. În acest moment trebuie să mai stai 10 zile pentru ordonanță ca să devină lege, în dezbatere publică. Vin sărbătorile. Știți că sunt 20 de obligații pe care noi ni le-am asumat, asta clar. Până la 31 decembrie. Până la 31 decembrie, pe care trebuie să le terminăm. Știți, de exemplu, că trebuie să avem o strategie anticorupție și câteva mii, zeci de mii de, terminale pentru ANAF. Și ce se întâmplă dacă nu le respectăm până la 31 decembrie? Pierzi bani. Scurt. Adică acești 1,8 miliarde îi pierdem sau alții? Dacă faci un tren, dacă trebuie să faci un tren și ai făcut doar vagoanele și n-ai făcut locomotiva, din banii tăi plătești tot trenul. Da. Ca să fie. Există posibilitatea ca respectivele puncte negre îndeplinite să ai o 6 luni în care poți să îndeplinești. Și într-adevăr, da, după ce... Da, e greu să mai recuperezi dacă nu exact, ții de program. În timpul ăsta, celelalte motoare încep să pornească. Deci, dacă nu apuci să le faci pe toate la ce timp... Ce se întâmplă dacă se sparge acum coaliția? Nu cred că se va sparge. Asta e o întrebare de asta. Dacă vine ploaia din meteoriți, nu știu, dar teoretic nu se sparge. Dar să știți că în România e posibil orice. Întrebați-le primarii și aleșii locali ce se întâmplă. Nu ei, nu vă uitați la ce vorbesc ei la centru. Acolo e bătălia, acolo e împărțeala, nu aici la centru. Aici e exercițiu de comunicare. Am înțeles că domnul Ciolacu e foarte prins cu împărțitul funcțiilor din eșalonul 2 și 3, secretar de stat, știți cum e, prin agenții, că la împărțeala asta sunt foarte, foarte multe funcții politice care trebuie ocupate și s-a dus în teritoriu, mai ales în partea, în zona de sud a României, acolo predomină PSD-ul, se împartă. Cum se împart funcțiile astea, domnule Diaconescu? După merit, doamne, cum altfel? De ce vă spun? Nu, serios, cum se împart? Am înțeles după scorul electoral al fiecarei filiale, dar
știți că se spune că nu e nevoie să fie ministru specialist. Să vin cei din eșalonul 2, secretarii de stat, care sunt niște experți. Ăștia sunt cei care vin acum la negociere. Și ei sunt în ministere și se uită la tine și așteaptă să vadă tu încotro te duci. Nu ai niciun fel de problemă. Știți că au ajuns miniștri, de exemplu, pe vremuri, e drept, acum lucrurile sunt mult mai curate, care puneau rezoluții după ce tot ministerul aproba, mai ales acolo unde era vorba de bani sau de legalitate, spunea da în condițiile legii. Așa semna ministru. De frică că cei de sub el îi băgau ceva la semnat care putea fi la limita legii. Așa se semnează, doamnă, în România. Da, pensiile speciale aleșilor, doamnelor și domnilor, vor intra în vigoare de la 1 ianuarie 2022, deci în 29 de zile o să intre în vigoare alte pensii speciale față de cele pe care trebuiau să le desfințeze cei de la PNL în 30 de zile. Astea sunt ale aleșilor locali, primari și președinți de consilii județene. Nu zice nimeni nimic de aceste pensii, ba dimpotrivă s-au luat la ceartă pentru că cei de dinainte, adică domnul Ghinea, a negociat în PNRR un plafon de 9,4% din PIB pentru pensii și lucrul acesta nu este în regulă. Ar fi vrut domnul Budăi de la Ministerul Muncii să se ducă până în 13%, să aibă loc și pensiile astea speciale. Dan Bucura, cum o să iasă cu pensiile astea? Cei de la PNL nu vor să crească taxe. De unde bani? Cum o să iasă? Noi românii vom rămâne, nu știu, știu cum să zic, că nu vreau să jignesc, dar tot așa. Nu se va respecta sub nicio formă normalul, firescul, clasicul principiu al contributivității. Vor apărea în continuare anomalii, vor fi în continuare discrepanțe majore în societate și cu asta basta. Până la urmă, vedeți cât de ușor trecem peste ideea asta. De ce au nevoie aleșii locali de pensii din acestea speciale? Pentru că ați văzut ce bătaie este să fie primar, să fie aleși locali? În același motiv în care au nevoie de pensii speciale toate celelalte categorii, care încă beneficiază de ele. Despre asta e vorba. Asta a fost o discuție cu care ne luptam, noi să spunem așa, de un an și ceva, doi ani. Bine, de mult timp ne luptăm cu pensiile astea. Și tot timpul am spus, Doamne Dumnezeule, măcar un lucru să se facă. Asta am convenit toți. Că am văzut cum venea Onor Curtea Constituțională, zicea de alea nu va lege. Și ne-a zis, Dumnezeule mare, măcar un lucru să se facă. Hai să le lăsăm așa cum sunt, dar de mâine... Mâine, ăsta repet, fiind de acum un an și cea, dar de mâine să nu mai injectăm în sistem noi și noi speciali. Asta am zis și noi, presa și opinia publică și totul. Haideți să zicem un moment zero din care să nu mai injectăm noi speciali. Tocmai aveți știrea, da? Urmează alții. Haideți să vedem ce a spus astăzi domnul ministru al muncii, domnul Budăi, în legătură cu subiectul acesta al pensiilor. Extrem, extrem de controversat și de discutat și vă avertizez de pe acum. O să urmeze niște săptămâni și niște luni în care veți auzi numai despre pensii, dar nu despre pensiile dumneavoastră va fi vorba. Nu, nu, în niciun caz. Deci alea, da, o să crească un pic așa, cât să acopere inflația, dar e vorba despre aceste pensii speciale. Sunt mii și mii de primari, de președinți de consilii județene, care după ce au stat foarte multe mandate, da, acolo, bănuiesc că a fost profitabil să stea atâtea mandate, acum o să aibă pensii speciale. Domnul Budăi, astăzi. Pentru că eu sunt ministrul muncii, o să vă fac o singură precizare și dezbatem subiectul, bineînțeles. În lege nu scrie pensii speciale. Pensii speciale sunt cunoscute în comunicare publică, noi vorbim de indemnizații speciale. 9,4 aici ar trebui să ne spună fostul ministru care a prins acest lucru în PNRR, în contextul în care media Uniunii Europene cu plata pensiilor din sistemul public doar este de 13%. De ce USR și domnul Ghinea ai avut săraci pe părinții și bunicii noștri, întrebați-l pe dumnealui. Eu critic acest 9,4 prins în PNRR pentru că nu-l înțeleg. Da, aici se dorește a se face o optimizare, zice domnul Ciolacu, sau stea de vorbă cu cei de la Comisia Europeană să mai tragă de procentul ăsta, să ne ducem până în 13% ca să avem loc să dăm pensii. Dar deja sistemul este nesustenabil. Deja se dau bani din bugetul mare către bugetul acesta ca să acoperi toate găurile. Deja știe toată lumea până unde te poți duce, domnule Diaconescu. Doamnă, negocierea a fost negocierea pe mecanismul european de redresare și reziliență a fost asemănătoare, mă rog, pentru cine mai cunoaște aceste aspecte, cu negocierea de aderare. În sensul că
domnul Bucura reprezentantul instituțiilor, noi reprezentantul statului. Dânsul nu are mandat să flexibilizeze pentru că îi se pare că sunt eu convingător sau... Dânsul bifează. Deci ai în față niște birocrați care bifează niște căsuțe. Dar se poate face optimizarea? Ce înseamnă optimizarea asta? Doamne, după ce a aprobat Comisia, Consiliul și după ce sunt 5 state în Uniunea Europeană care spun și împrumuturile, cine o să le dea înapoi? Întrebare lăsată în suspensie pentru că n-a plecat încă Angela Merkel de la influență. Mă rog, e o poveste mai largă aici. Deci în condițiile astea, te duci și unde te duci și cu cine discuți? Cred că dacă e vreunul în România în stare să facă așa ceva, dincolo de să vă zică dumneavoastră la televizor, pe cuvânt, eu am tot respectul pentru influența lui. Deci trebuie să treci peste decizia executivului și peste decizia Consiliului. A, da, există un regulament în cazuri excepționale, după vreo 6-7 luni, când poți să te uiți la anumite subiecte unde se adaugă sau se fac niște îmbunătățiri care rezultă din parcurs. Ai o anumită dedicație pentru proiectele parcurs. De climă, că ai... Nu că tu să vii să spui că un alt partid de la tine sau un guvern de la tine au făcut prost ceea ce au propus Comisiei, dincolo de derizoriu în care coboră țară ca și atitudine, ca și gestică. Este imposibil. Și în al doilea rând, păi de ce ați luat, doamnă, 1,8 miliarde de acum? Nu luați, doamnă, banii, că vreți să renegociem. Deci rebus sixtantibus, mă rog, ideea că am stabilit ceva și e lege între noi... A, deci ăsta e un argument în plus pentru care nu mai facem nicio optimizare. Deja a intrat dacă pe... mie nu-mi convine circuit. Negocierea, intru într-o altă logică și atunci nu lua banii. Da, foarte interesant. Domnul Cristian Ghinea, bineînțeles că a avut și o replică. Lasă-ți miorcăiala, domnule Budăi, asta a fost mesajul și treceți la muncă cei de la PSD. Zice că 8% e în momentul de față acest prag pentru pensii și că a lăsat un spațiu până la 9,4, deci ar fi loc de creștere, de creșterea punctului de pensie, de creșterea pensiei minime, că despre asta vorbim, despre bunicii aceștia pe care îi... Cu asta mă opresc. Numește... Ce a spus Budăi e real, cu 13% la restul ăsta. Ce a spus Budăi e real? Da, este adevărat, nu a negat nici domnul Ghinea, așa este, doar că dacă e să facem comparații cu Uniunea Europeană, să ne comparăm și cu salariul minim, să ne comparăm și cu veniturile și nu știu ce, unde ajungem. Vă rog, domnule profesor. Ar trebui să se uite la felul în care se face impozitarea în marea majoritate a țărilor din Uniunea Europeană, să se vadă care este sistemul de impozitare a muncii în Uniunea Europeană sau, mă rog, în marea majoritate a statelor din Uniunea Europeană. Recuperarea TVA-ului. Absorbția taxelor și impozitelor și așa mai departe. Din nefericire, nu numai în sistem politic, statul român este nefuncțional, dar și în primul rând în sistemul său de statalitate legat de finanțele publice. Pentru că avem o aiureală din punct de vedere al piramidei salariale, în care persoane care sunt prin tot soiul de structuri ale statului și care veghează cu patriotism la apărarea statului primesc niște salarii foarte mari și deci în final și niște pensii foarte mari la o vârstă nu foarte înaintată și marea majoritate a cetățenilor români primesc la o vârstă chiar înaintată niște sume derizorii. Și asta se întâmplă nu de 30 de ani, din nefericire cred că de undeva din 1948 încoace. Ori, dacă nu facem și nu facem o lege, o restructurare completă a statului, că nu PNRR-ul sigur are rolul său de a modela și moderniza anumite sectoare din societate, structuri pe care noi am cerut să le modelăm și să le modernizăm. Da, aveți încredere că se vor face reformele astea? Dacă se vor face sau nu, aici n-am cum să știm. Vom sta cu banii în cont și ne vom certa pe optimizări. E posibil și așa, pentru că deja banii sunt în cont și politicienii se ceartă pe optimizări, dacă ați mai pomenit așa ceva. Stai să renegociem. De ce atâția special Dan Bucura? De exemplu, aleșii locali, crezi că ar fi mai puțin corupți? Că bănuiesc că asta a fost logica. Dacă le dai pensii speciale, privilegii, atunci vor munci în folosul comunității mai cu zel și nu vor mai fi... Aleșii trăiesc probabil în acești bani și dacă vor ieși la pensie și nu vor avea o pensie suficient de mare, vor muri de foame. Acum cred că își dau seama telespectatorii că sunt ironic. Vreau să vă spun un lucru. Noi avem aleși... Ai văzut primar sărac?
Vreau să vă spun altceva până să văd că sunt primar sărac. Eu am în sectorul în care locuiesc o doamnă primar, mă refer la sectorul 1, care a lăsat niște venituri de vreo 20 și ceva de mii de euro sau cât naiba sunt 30 de mii euro parlamentar la Bruxelles și a venit să se sacrifice pentru mine pe un salariu mult mai mic, de vreo 3-4 mii de euro pe lună. Deci înțeleg că primarii și sunt mulți primari și mulți, algoritmul ăsta funcționează și la alte posturi, alte funcții, tot așa, oameni care pleacă din corporații multinaționale 20-30 de mii de euro pe lună, poate și mai bine, și vin să se sacrifice pe posturi publice, funcționari, directori de companii, miniștri, unii și așa mai departe. Dom'le, ne punem vreodată problema și la modul ăsta? Deci dacă îi întrebi, oamenii vor spune: da, am lăsat 20.000, 30.000 pe lună pentru că vreau să fac ceva pentru țara asta. Vreau să vin și să-mi dovedesc competențele, să creez ceva, românii și așa mai departe. Asta este răspunsul invariabil pe care îl dau. Și atunci de ce n-ar funcționa și teoria inversă? Păi dacă voi primari, oamenii de stat, mergeți acolo să construiți, să faceți, să nu știu ce, de ce mai aveți nevoie de beneficii din acestea speciale? Pentru că, înțelegeți, da, bun, cineva are nevoie să-i fidelizeze, cu asta e foarte important. Cineva are nevoie să fidelizeze aceste categorii. Aleșii nu pot fi lăsați de izberiște de cei de la centru, de care vorbeam noi mai. Pentru că cei de la centru ajung odată la 4 ani, la 5 ani, la mâna alesului. Și alesul nu poate fi neglijat. Trebuie să ai grijă de el, să-i dai fonduri când ești la putere, să-i dai perspectiva unei pensii. Că altfel, când vine campania, se alege pe el cu ce are acolo, dar după aia când vin alegerile parlamentare și trebuie să-i aleagă pe ea de la centru, e slăbit și nu mai trage. Nu vrea nimeni aleși. Da, vă rog, doamnă profesor, o asta vreau să spun. Partidele își fidelizează aleșii locali. Și observați, e foarte interesant. Cele care s-au unit, mă refer la cele trei partide care s-au unit acum la guvernare, sunt partidele primarilor. Partidele care sunt în opoziție sunt partidele fără primari. Ceea ce, așa cum spunea deci domnul președinte, puterea. Ai tot interesul, da, să... De fapt, aici la avem excrescența acestei puteri locale care, în acest moment, devorează, fără discuții, societatea românească. Bun, domnule Diaconescu, avem o problemă la Ministerul de Finanțe. Domnul Căciu, care este ministru PSD, s-a apucat să facă audit. Foarte bine, bravo, felicitări, zice și domnul Ciolacu, oricine face audit când vine pe o funcție, problema este nu doar că face audit, dar se pare că are și rezultatele și țipă peste tot că e risipă ce a făcut domnul Câțu până acum. Păi cum va funcționa această coaliție în condițiile în care deja au pornit de pe picior de război? Vrea să demonstreze ceva domnul Câțu? Are vreun ordin de la domnul Ciolacu? Ce vrea să scoate la iveală? Domnul Ciolacu nu poate da dispoziții în guvern. Eu nu mai n-am mai auzit, poate fi să aibă o bază legală, de eu nu am mai auzit că un minister să facă audit la un alt minister, așa ceva n-am auzit. Primul ministru cu corpul de control pe care îl are la dispoziție poate trimite spre control, verificare, hai să-i spunem audit, la un minister, da, ai bază legală și astfel de măsuri s-au luat, astfel de decizii s-au luat. Un ministru la alt ministru, nu știu să existe posibilitatea. Face în interiorul Ministerului Finanțelor. În interiorul Ministerului Finanțelor, da, înțeles că... Nu, la Ministerul de Finanțe, unde spuneam că domnul Câțu a fost și el ministru de finanțe. Care minister de finanțe? Bun, și care e ideea până la urmă? Adică ori sunt în coaliție și lasă lucrurile așa cum sunt și merg mai departe, ori spune că nu sunt, că împrumuturile alea la dobânzi mari nu s-au cheltuit cum trebuie, că s-a făcut risipă și uite, n-au bani de salarii și de pensii. Unde? Care risipă? Unde? Pe ce s-au dat bani? Doamne, chiar nu înțeleg ce au de gând. Cu câteva partide nu s-aliază nimeni la guvernare. S-au aliat două partide care până de ună zi își făceau titlul electoral din atacurile reciproce. Probabil că se pot forma și alte alianțe. Deci, nu înțeleg, vor sau nu vor să guverneze? Eu asta nu înțeleg. Asta era întrebarea. Nu mă refer la auditul respectiv, sigur, se poate în interiorul instituției, fără îndoială. Mulțumesc pentru precizare, nu înțelesesem. Dar, dincolo de aceste aspecte, nu înseamnă să acoperi niște lucruri, în mod evident, nu înseamnă asta, clar. Da. Fără îndoială.
Nu înseamnă să oprești niște evaluări doar pe rațiuni de natură politică. Poți să faci audici în distribuirea PNDL-urilor, că până la urmă, de exemplu, cum ziceau cei de la USR, mă rog, dar nu înțeleg ei foarte bine, până la urmă, singura investiție, că au de investiții, singura investiție majoră în țara asta este pe canal, electricitate și asfalt. Punct. Mai mult nu putem. Lucruri mai mari, ceva de amploare, nu suntem în stare. Bun. Du-te pe primari. De exemplu, Ministerul Finanțelor poate ar trebui să facă o audit în legătură cu distribuirile banilor către primari. Să duc către primarii PSD? Care, despre care bani vorbiți? Ăștia din Anghel Salini? Toți banii, doamnă, care pleacă în teritoriu. Din Anghel Salini, 10 miliarde de euro? Și cei de dinainte? Fondurile ale... Bine, dar dincolo de asta, domnule președinte, dincolo de faptul că se duc banii la PSD sau la PNL, m-ar interesa ce fac acei primari cu banii ăia. Adică dacă tot îi iau... Și de unde să aflăm? Ce au făcut concret? Și de unde să aflăm? De la ei? Cine îi întreabă? Cine îi întreabă? Sau ajungem la mâna electoratului peste 4 ani? Există totuși un lucru. Pe PSD-ul, cât a fost în opoziție, a avut ca vârf de lance în comunicarea sa, în atacurile sale la adresa PNL-ului, PNL Câțu, această risipă a banului public. Asta era cu obstinație, ieșeau liderii PSD-ului și spuneau, iar a mai tras Câțu un împrumut de 3 miliarde, de 5 miliarde. Da, așa că acum, chiar dacă domnul ministru Câțu nu este PSD-ist, nu e asumat, e asumat de partid, are cumva obligația să arate poporului, mai ales electoratului PSD, că acele semnale de alarmă, acele îngrijorări și așa mai departe, aveau o bază reală. Și mai mult de atât, ăsta este în interiorul coaliției, nu se războiesc acum. Da, da. Poate doar cu domnul Ghinea de la USR, da, dar și la Ministerul de Finanțe, electoratul propriu, și la Ministerul Muncii erau peneliști miniștri. O secundă. Logica coalițiilor nu este ca partidele din coalițiile ca atare să se strângă în brațe și să se iubească. Logica coalițiilor este să guverneze împreună. Domnul Cârceu în acest moment încearcă să își facă o imagine politică și pentru el și pentru domnia sa. A circulat, aduceți-vă aminte, un zvon care n-a fost niciodată neconfirmat, că domnul Nazare a fost dat afară tocmai pentru că începuse să facă un audit pentru domnul Câțu, motiv pentru care a venit domnul Vâlceanu. Deci toate astea probabil întăresc ideea că nu neapărat PNL-ul ca atare, care vedeți PNL stă foarte liniștit, ci domnul Câțu este vizat și o probabilă, eu știu, ieșire ca domniei sale în decor, mai devreme sau mai târziu, se va produce aducându-se argumente, totdeauna se întâmplă așa, nu din interior, ci din exterior, adică de la fosta opoziție a domniei sale. E foarte ușor de înțeles de unde nervii și, dacă vreți, declarațiile anterioare ale domnului Câțu. Ăsta e motivul pentru deci care... Deci războiul lor nu e cu PNL, este cu domnul Câțu. Și ce mai au cu domnul Câțu? Sigur. Dar ce mai au cu domnul Câțu? Vor să-l dea afară și de la partid acum? Normal că l-a tași pe ăla, nu? E logic. Dar cu ce încurcă domnul Câțu acum? Pentru că puterea este la domnul Ciucă. Să dea satisfacție și electoratului. Adică nu se pot uita la electoratul lor să spună, bă, ne-am aliat cu aia pe care i-am înjurat, acum sunt într-o mare horă. Ei trebuie să arate că sunt active acolo și încă își critică derapajele celor pe care îi înjurau până acum o lună. Iar domnul Câțu, că tot ne încurcăm aia, Câțu. Domnul Câțu, Florin Câțu, este veriga slabă, este sacul de box. Se poate da în Florin Câțu astăzi, pentru că nu mai are susținerea nici măcar a partidului. Și atunci peneliștii nu o să zică, gata mă, ne luăm jucările și plecăm pentru că Câțu îl atacă sau îi scoate mizerile lui Câțu. Nu, eu cred că e loc, e cel mai bun loc. Vedeți, al minister n-am văzut așa atacuri mari la adresa altor miniștri care fie sunt în continuare în guvern, erau și înainte, fie sunt asumați din partea PNL-ului. Nu văd asemenea. Bun, ne pregătim de pauza de publicitate, apoi vreau să vă arăt niște cazuri din guvern. De data asta vorbim despre miniștrii de la PSD și de la PNL, iată. Este vorba despre Florin Roman, despre cartea aceea care a dispărut în mod misterios din Sibiul domniei sale, singura carte sau singura lucrare care avea legătură cu postul pe care l-a obținut acum de ministru al digitalizării.
digitalizării. O să vorbim despre subiectul ăsta și de asemenea despre ministrul culturii, domnul Romașcanu, de la PSD, care a făcut sesizare la Curtea Constituțională pentru că a fost oprit în trafic de un polițist de la rutieră și a fost rugat să-și deschidă portbagajul. Iar domnul Romașcanu, care era parlamentar atunci când s-a întâmplat în februarie 2021, a refuzat total și a spus că e nevoie de avizul Parlamentului ca să se uite polițistul de la rutieră în portbagajul domniei sale. Discutăm subiectele acestea, pauză și ne întoarcem imediat. Am revenit și vorbim despre ministrul culturii, domnul Florin Romașcanu, despre care am aflat că în februarie a fost implicat într-un incident în trafic, Lucian Romașcanu. Ce a făcut domnul Romașcanu, care atunci era parlamentar? A fost oprit în trafic, polițistul de la rutieră i-a cerut să deschidă portbagajul mașinii. A refuzat și a spus că ăsta este un caz pentru a se cere avizul Parlamentului, pentru că e vorba despre o percheziție. Mai mult decât atât, a sesizat Curtea Constituțională pentru a se vedea dacă nu cumva e un conflict constituțional. Domnule Diaconescu, explicați-ne, ce a vrut domnul Romașcanu să facă cu sesizarea Curții Constituționale? Să explicăm mai concret, a contestat acel proces verbal din trafic, a luat o amendă de 1.100 de lei, a contestat la judecătoria sectorului 1 și a cerut și încuvințarea pentru a sesiza Curtea Constituțională. Dar sunați-l pe domnul Romașcanu, că poate ne lămurește domnia sa. Cum e cu imunitatea asta, să înțelegem? Deci un parlamentar nu vrea să deschidă portbagajul, pentru că are imunitate de deputat, de senator? Nu există cuvântul imunitate. Singurul care are o imunitate și aceea, mă rog, circumstanțiată, este președintele și diplomatul acreditat la post. În rest, nu are nimeni imunitate în această țară, orice funcție ar avea. Repet, orice funcție ar avea. Ceea ce știm în legătură cu Parlamentul este, mă rog, solicitarea de ridicare a unei anume imposibilități a blocajului în ceea ce privește urmărirea penală în anumite cazuri. Și asta este tot. Deci trebuie să pornești, să ceri prin Ministerul Justiției începerea urmăririi penale ca procuror. Și dacă este parlamentar, mă rog, să trimite Parlamentul. Depinde dacă e comisă fapta în perioada în care avea acest mandat. Dar credeți că mai fac și azi parlamentarii genul ăsta de gesturi în trafic, de exemplu, sunt parlamentar, n-ai voie, e percheziție, trebuie să cere aviz la Parlament? Nu, am văzut pe la televizor, am văzut parlamentari care sfidau legea pur și simplu țipând și la lege și la opinia publică și la instituțiile statului. Iar instituțiile statului s-ascundeau. Da, în cazul și chiar în aceeași perioadă, vă aduceți exact. Doar atât, trei lucruri aș vrea să spun. Titlul nu-i corect. În momentul respectiv, domnul Romașcanu nu era ministru culturii. Și în condițiile astea putem spune deputatul Romașcanu, politicianul, PSD-istul, da, cum vreți să-i spuneți, dar nu era ministru culturii. Acum era. În al doilea rând, domnia sa are aici o foarte proastă interpretare asupra Constituției, dar din nefericire această proastă interpretare, dacă vă aduceți aminte, a început de prin 2004, adică nici măcar nu se răcise schimbarea constituțională când a început această poveste prin care domnul Năstase și mulți, mulți alții au exacerbat acest cuvânt care se numește imunitate și în numele imunității, care încă o dată nu există decât pentru declarații politice. Punct. Altfel de imunitate nu există și ăsta este singurul lucru pe care îl scrie acolo. Și în al treilea rând, domnul Romașcanu, atunci când spune că ne prezervă libertatea noastră a tuturor, ar trebui să se uite puțin la lege, pentru că există un organ abilitat și în cazul României, că nu suntem în Statele Unite, nu ai nevoie de mandat de percheziție pentru automobil. Pentru automobil. Polițistul te poate întreba de triunghiurile acelea reflectorizante, te poate întreba de trusa de prim ajutor, poate de roata de rezervă sau de kitul acela de roată de rezervă. Habar n-am. Domnul Romașcanu, care a fost haios la faza asta până la urmă, iar polițistul respectiv nu s-a lăsat deloc intimidat și a dat și amendă și 4 puncte de amendă.
Dan Bucura. Da, aici, ce acolo, cu... cred că a fost o chestie mai mult de ambiție și mai puțin de conflict din ăsta pe baza legii și imunității și așa mai departe. Cred că discuțiile n-au fost tocmai prietenoase și parlamentarul Romașcanu de la vremea respectivă, foarte corect observația, n-avea treabă cu ministerul, a vrut să-i arate polițistului că nu vrea domnia sa să-i deschidă porbașul, că nu vrea. Acum polițistul s-a ținut ferm pe picioare ca să-și găsească o explicație alesul. Înțeleg că merge mai departe, da, la Curtea Constituțională. Am ajuns să analizeze Curtea Constituțională și dacă păi poți da. Sau nu să deschizi porbagajul, tu ales. Deci deja Curtea Constituțională, nu știu, o să ne învețe dacă putem să ne spălăm pe dinți de două sau de trei ori pe zi. Da, e admisibil, domnule Diaconescu, ar fi admisibil așa ceva? Doamne, înțeleg că e în analiză la Curtea Constituțională, n-au zis, în continuare, la instanța competentă. Mă rog, reglementările și practicile sunt oarecum asemănătoare pe motivele de înțeles. Curtea Constituțională a Franței are două cauze pe an. Două pe an, care sunt legate de raportul între drepturi constituționale și drepturile omului. Aici, iertați-mă, acum două săptămâni, nu zic la ce județ, mă rog, că nu vreau. Ne-a băgat în șanță o coloană de mașini, trecea unul cu girofarul și m-am vrut și eu să văd cine e ăla. Și a merge cu girofarul, că s-au mai calmat. Impun, sunt după niște reguli, sunt coloane oficiale, e cu totul altă poveste. Ăsta mergea cu girofarul și ne băga pe toți în șanță. Era un prefect. Un prefect. Se grăbea misiune, nu? Se grăbea deci, misiune. Deci, apropo de ce se spunea corect aici. Da. Bun, să vedem cum o să soluționeze Curtea Constituțională acest conflict din trafic. Chiar o să urmărim acest caz. Să vorbim și despre doamna Laura Vicol, președinta, șefa Comisiei Juridice din Camera Deputaților, care e intens contestată, mai ales de cei de la USR, care i-au cerut lui domnului Ciolacu să o retragă pentru că ar fi avocata interlopilor. Sigur, doamna Vicol s-a apărat, e jobul ei de avocat sau a fost jobul ei de avocat să facă astfel de apărări. Problema este că au început să apară tot felul de informații, tot felul de fotografii cu doamna Vicol, expunându-se cu tot felul de obiecte extrem, extrem de scumpe. De exemplu, un ceas care valorează nici mai mult, nici mai puțin de 180.000 de euro. Dacă ne uităm în declarație de avere a doamnei Laura Vicol, vedem, uitați-vă puțin aici, bijuterii obținute în 2004, 310.000 de euro. Ceasuri obținute în 2016, 440.000 de euro. Din nou, bijuterii obținute în 2020, 27.000 de euro. Tot la dumneavoastră vin, domnule Diaconescu. Cât de bogat sau cât de bine să fii cotat în să-ți permiți 800.000 bijuterii? Doamna, doamna Vicole și tânără, nu poți să spui că are 50 de ani de experiență. Nu știu, cu tot respectul pentru noastră, nu pot și nu-mi permit să fac evaluări în legătură cu, mă rog, anumite aspecte care sunt pur personale. Dar un singur lucru aș vrea să spun, cu toată prietenia astăzi când vorbim, Polonia, pentru că are niște probleme cu instituțiile europene și are o condamnare la Curtea de Justiție a Uniunii Europene, plătește 1 milion de euro pe zi în daune de întârziere. Deci ar fi foarte bine ca toți cei care se uită din toate perspectivele posibile la problema justiției să fie foarte atenți, pentru că deocamdată amprenta lăsată cu ceva ani în urmă nu s-a șters. Și la un moment dat, pentru că sunt bani la mijloc acum, nu vorbim de principii sau imagine, la un moment dat este foarte posibil ca statul, dacă nu se iau măsurile necesare, dincolo de persoane, dacă nu se iau măsurile necesare, să aibă de suferit și să pierdem banii. Deci s-a creat deja legenda că în aceste state foste comuniste, între stat de drept, justiție, independență, drepturile omului și valorile europene, există o problemă. Dar numirea aceasta ar putea să afecteze totuși credibilitatea nu este... României? Nu știu. Sigur că doamna Vicol spune, sunt avocat, ăștia sunt clienții mei. Ce, care e problema? Până la urmă oameni nevinovați acolo. Domnule profesor. Bun, este președintele Comisiei Juridice din Camera Deputaților. Cred că nici măcar IMCV-ul n-ar putea să se pronunțe într-un fel sau în altul asupra acestui lucru. Dimensiunea morală și toate celelalte, eu mă abțin. Aici, din nefericire, în România s-a făcut atât de mult justiție la televizor
lor și s-au scos tot soiul de minunății, mai mult sau mai puțin reale, aici ar trebui cu adevărat să pronunțe justiția, ca să ne exprimăm așa. Dan Bucura, cum e cu 800 de mii de euro, doar bijuterii? Foarte mult, da. Avocații în România au făcut milioane, pentru că au avut și marfă, nu știu. Mai ales penaliștii, luau, știm, am aflat și noi pe presă, nu te reprezenta dacă nu îți luau 100 de mii de euro niciun mare avocat pe dosarele mari de corupție. Asta era ideea. Așa că dacă pui 4-5 cazuri de astea, ajungi la suma acelor bijuterii. Da? Pe de altă parte, sunt convins din punctul ăsta de vedere că ceea ce dânsa a trecut acolo, pentru acea sumă are justificare. E avocat și îmi place să cred că nu trecea niște sume pentru care nu avea... Ar trebui să aibă niște contracte, nu? Au avut, cu siguranță au avut niște contracte. Latura morală, însă, eu am o mai mare problemă cu ea, pentru că, da, e adevărat, justiția s-a făcut ciudat și cu portocale și cu alte fructe mai puțin exotice și așa mai departe, incorrect, poate, pe alocuri. Dar legat de dânsă, de doamna Vicpol, mai are un nume, îmi scap acum. De familie? Da, de, că dânsa nu mai cheamă Vicpol, e căsătorită. Ciorbă sau Ciorbă, ceva da, de așa, gen. De, dânsa apare în niște stenograme, în discuții cu clienți sau cu terți apropiați ai clienților, lideri de necontestat din lumea interlopă. Ce în anormal, zic eu, din punctul meu de vedere, modul în care decurge discuția. Dacă dânsa avea cu clientul său, fie el capul interlopilor de România, o discuție foarte corectă din punct de vedere profesional, pe cauză, pe lucruri de genul ăsta, n-aveam niciun fel de problemă. Cineva trebuie să-i apere și pe interlop, în toată lumea se întâmplă lucrurile de genul ăsta, da? El Ceapo Guzman, sigur, a avut niște avocați. Păi ea nu-i bate nimeni cu pietre, da? Și așa mai dar era. Avocații, dar... El Ceapo ar putea să obțină asemenea funcții? Nu. Altceva vreau să spun. În stenogramele apărute, pe care nimeni nu le-a contestat, nici măcar doamna Vicol, discuțiile sunt de cu totul altă natură și de cu totul alt mod decât cel profesional dintre avocat-client sau avocat și cunoștințele clientului. Sunt niște lucruri care sunt anormale, iertați-mă, oamenii mai au puțin vorbesc și de sex acolo și de aluzii în genul ăsta, adică nu are nimic. E cum spun procurorii, că e o relație mai subordonare. Când te bați pe burtă cu interlopii, nu pot eu român să te diger ușor ca tu să ajungi în vârful comisiei astea care face legi și le avizează și așa mai departe. Nu pot să tolerez lucrul ăsta. Iertați-mă, poate o fi de modă veche, dar nu mi se pare normal. Discuțiile alea sunt scoase din alt context, n-au nicio treabă, păcatele mele. Dacă lua pe ăla, vezi că ai termenul cu tare, să-mi trimiți actele, probatoriu, nu aveam nicio problemă, putea să-l apere și pe Scaraoschi. Dar acolo sunt alte genuri de conversații, nu știu, nu, denotă o mult mai mare apropiere și un lucru anormale, atâta cât le putem și noi interpreta, dintre un interlop cu patalama vorba aia și un ales ajuns astăzi în această demnitate, zic eu, extrem de importantă. Dar astea sunt valorile în România, nu e prima oară. Am avut, slavă Domnului, din... Da, dar e o vulnerabilizare, domnule Diaconescu, totuși a jobului acestuia de președinte al Comisiei Juridice din Camera Deputaților. Acolo se dau avii. De exemplu, ar trebui să dea avize în situația în care o structură din acestea de parchet cere avizul pentru anchetarea unui parlamentar. Aceste funcții se fac la propunerea partidelor. Partidele propun, adică nu își duce pe persoană fizică și își ia funcția. Nu, partidele propun, se face o distribuire a funcțiilor și se atribuie președințiile comisiilor, subpreședințiile, mă rog, chestorii ce sunt pe acolo, se atribuie partidelor politice. Și ei sunt cei care hotărăsc grupurile și, bineînțeles, centrul. Deci, din acest punct de vedere, discuția personală... Nu personală, una... atunci mutăm discuția la partid. Partidul care este a trebuit să... Este o formă de asumare. Da, îți asumi persoana este, da, care... Clar, este o formă de asumare. Da. Până la urmă nu... Din câte am văzut, domnul Ciolacu a asumat, a subliniat că el este de acord. Asta, asta este. Pentru asta s-a făcut coaliția. Da. Trebuie să luăm o pauză de publicitate. Mulțumesc foarte mult, domnule Diaconescu. Mulțumesc, domnule profesor, pentru prezența alături de noi. Luăm o pauză, iar în platou să ni se alăture și domnul Daniel Funeriu să discutăm despre scandalul acesta cu testele de salivă în școli, dar și alte subiecte am pregătit pentru dumneavoastră. Nu plecați nicăieri.